cum ai ajuns în România? Păi în România am ajuns fiind student la Chișinău, la Facultatea de Istorie, la Universitatea de Stat, pentru un schimb de experiență dintre studenți și după aia am venit aici la să fac masterul, pe care l-am și terminat în 2019. Și ai găsit de lucru aici în România? Da, momentan lucrez aici la Iași, unde sunt și stabilit. Nu te-am învățat o diferență între moldoveni și români? Nu, nu. Atât rudele din partea mamei și a tatălui, mai ales din partea mamei, întotdeauna la mese se spunea că noi suntem români și țara noastră este România. Și de asemenea cu limba, vorbiți limba română, nu cea moldoveneană. Vorbim limba română. Ce părere ai despre unirea, o eventuală unire a Republicii Moldova cu țara mamă română? Părerea mea este că acest lucru este un lucru firesc, trebuie să se întâmple cât mai repede și vor avea de câștigat ambele părți, mai ales Basarabia, pentru că Republica Moldova este un stat artificial care se luptă ca să existe, dar suferă fiecare cetățean acolo. Mă numesc Mihai Nesteriuc, eu sunt student la Universitatea de Stat din Republica Moldova și fac facultatea de jurnalism. Pentru mine, o mică unire este un eveniment istoric cu importanță deosebită, pentru că acest eveniment a dat start unei țări naționale a românilor și este un exemplu pentru români din pretutindeni. Trebuie să ne unim, să ne împăcăm și să ne dezvoltăm împreună. Tu ai studiat școala gimnazială și liceul în Edineț, corect? În Cupcin, da, lângă Edineț, este o localitate. Și acasă ce limbă se vorbește? Mai mult în limba rusă. Deci, făcut școală în limba rusă? Sau da. Și familia de origine ucraineană sau rusă? Parțial și ucraineană, mama moldoveancă. Dar totuși tu susții unirea. Da, nu văd personal diferența între limba moldovenească și limba română. Eu sincer nu înțeleg. Da. Este aceeași limbă. Da. Eu nu văd diferența. Aici la Iași nu vezi o diferență între... Absolut. Dar ca un obiectiv politic pentru Republica Moldova, unirea crezi că ar fi un beneficiu? Da, dar va fi un avantaj. Îndeosebi în contextul acesta complicat de niște tulburări geopolitice, neclarități de genul ăsta, trebuie să clarificăm cu viitorul nostru. Ce părere ai avut despre evenimentele de azi? Ai fost primit bine la Iași de comunitatea română? Da, am fost primit foarte bine de Liga Studenților de Iași. Mi-a plăcut foarte tare orașul, mi-a plăcut pentru prima dată sunt în România. Mi-a inspirat atitudinea oamenilor față de acest eveniment românii deschiși. Sincer, își valorifică, da, acest eveniment, da, în asta constă națiunea. Aici este vorba despre mica unire principatelor Moldovei și României, fără Basarabia în acel timp. Da, da. Basarabia s-a aderat mai târziu. Noi trebuie să ne numim moldoveni, cum și noi ne numim acolo și aici, pentru că Basarabia cumva e dată de niște alte imperii, de exemplu de Imperiul Rus, e dată de numire, da? De basarabeni. De aia eu nu văd diferența în limbi și eu nu văd diferența în moldoveni din Iași și moldovenii ai noștri, din punct de vedere că toți se identifică ca moldoveni. Și în România reîntregită, eu aș vedea pe toți fiind numiți moldoveni. Moldova mare, așa zis, ar include și cei de peste Prut și cei din Iași. Exact. Exact.